Ilan Șor, să vă spun de ce. Tot a spus că e hoț și-i fugit din țară. Da, omul a fugit din țară, că el dacă vine în țară e luat în cătuș, că a furat miliardul. Bine a făcut. Ei a furat miliardul, dar cât s-a făcut în Orhei? Cât s-a făcut în satele Orhei? Cât s-a făcut prin satele Orhei? Recordsmen l-a împărțit câte 400 de lei. Vino mai aproape, belește ochii tăi. Poate măcar amutul vei afla ce s-a făcut pe la Orhei. Un mujicioc mai tortoșel, 35 de ani, stă ascuns în Israel, nu ca să scaldă în bani, o naibă înșelat, grup criminal organizat, bambuznari la plaha, banchi loți la filat, tu n-ai atâta sârmă de întins la uscat, pentru câți bani el până amu o spălat. O scos el lumea în stradă, toată țara la TV și pe internet se vadă cât e de mare, Doamne, ograda cu cei care-s flămânzi și-și așteaptă nagrada. Da, el a furat! Dar în schimb ne-o dat și nouă. Da, el m-a violat în cu**, dar în schimb ne-o dat și un pahar de șampusic după. Unde e logica în mea? Nu-i logica aici, nu căuta în zadar. Omul flămând și disperat, n-are bani de parfum, are bani de perigar. Prostălani, trădători, bețăvani. Ai scris tu comentariu pe Facebook operativ. Așa-i cu ajutat? Hai data viitoare, fii mai creativ. Da, tu, inteligent, cu facultăți și laptopul în spate. Tu vezi un pește care scobâlță în apă și încearcă să înnoate, dar tu îl scoți și îl pui pe creangă în copac de frică să nu se înneșe. Doar că peștele nu vrea aer. Peștele vrea în apă burta și șofreșe. Amu, fii atent. De la Moscova, debilul lansează rachete. 3 trec deasupra Moldovei. De la Buiucani, Javra de Dodon, maică nu i-ar trimite colete. Cu bomboane, jin și alte moldovenești buchete. Dâm sigaret, smintol, am galina, în fața oglinzii să apucă să repete. Felicitări și urări de bine el îi trimite, dorindu-i долгих лет и благополучия. Dodon, eu ți-a doresc 2 metri de țărnă moale din localitatea Bucea. Da, Ion Ceban? Populist de 2 bani, politician, bădăran, abia așteaptă Kremlinul să intre pe fir, la fel cum el în fiecare luni, la ședință, intră în delir, copil nelegitim al lui Voronin și Dodon, Ceban trebuie să plece din funcție încă atunci când m-a amenințat cu p***n. Ce cam am ajuns la Șor. Pe dânsul să-l întrești nu e așa de simplu, mișiunile lui pulsații la tâmplă. Șor amus crede puternic, el în stare să tragă Moldova înapoi în întuneric. Noi avem de împărțit cetățenia unei țări cu oameni care își au credința supremă în moartea caprei vecinului. Hai amu împreună, încă o dată. Și, dar în schimb ne-o dat și nouă. O p***ă el v-a dat o p***ă fără ouă, doar o băcățică mică din miliard furat. Dacă era să fii atent, era să fii observat. Șor i-a făcut transferuri la Londra lui Filat. Studiile copilului lui Iura Leancă tot Șor le-a achitat. Mii de euro per zi de publicitate pe Facebook, eta fact. Cum crezi, deși în ultimele 2 săptămâni Șor 2 televiziuni și-au cumpărat, ca să ai tu gaz mai ieftin și pensii mai bună? Ca să-ți mințele non-stop timp de o lună. Da, eu admit și înțeleg că tu ai putea să crezi că stând alături de Șor tu de fapt protestezi, dar aș vrea să știu, sestruha, bratan, atunci când Șor și Plaha erau liberi pe Moldova, tu cât de des protestai în man pentru că trăiei huiova? Tu ai ochi să vezi? Tu ai urechi de auzit? Cum tâlharii care o viață mai bună îți promit sunt tot așiași care erau bine mersi atunci când Moldova aluneca în dictatură pentru câteva sute de lei tu ai luat apă în gură? Sus corupția! Jos chiloții! Atunci când tu-ți mintit te sperii cu război nuclear, când peste tot în lume viitorul e neclar, tu te gândești dacă Moldovei a rămas măcar vreun paznic la hotar sau crezi în povești cu zmei despre gaz rusesc direct în Orhei pentru că e tak dogovorilse? Prietenii mei, prezentator, știrist, sociolog, analist, nu contează cine ești și câte credite ai de plătit la bancă. Dacă tu ești în stare să aperi un hoț care vrea să intre în politica mare, fugind de pedeapsă penală, fii pregătit ca acest bandit să-ți ardă n-ui dreptul la o viață normală. Multă sănătate și pace! Hai noroc! Eu n-am bani de reclamă pe Facebook, așa cum au unii tineri antreprenori din Israel, dar dacă ție ți-a plăcut acest video și crezi că mesajul meu ar merita să fie auzit de mai multă lume, te rog să apeși butonul like, share și comentează acolo Ian ceva plin de amor și admirație pentru bandiți. Pupicei și mulțumesc pentru atenție!